spus Elena acum tot ce a deranjat-o în ceea ce a făcut Cristiana și în modul în care aceasta s-a îndepărtat de ea. Absolut tot. Cristiana, cum vezi acum relația dintre tine și Elena? Ai vreun regret? Are Elena dreptate? Nu, amândouă am greșit, cum i-am spus, și ea a greșit pentru că știa că mie nu-mi place să fiu respinsă atunci când vreau să fiu lângă cineva și eu am greșit că trebuia să-mi dau seama că ea e genul care vrea să îți spune să pleci, dar de fapt vrea să rămâi. Amândouă am greșit și asta... Dar are dreptate cu familiile, cu faptul că... Nu, i-am și spus, nu a mai fost, nu știu de ce a fost ea sau așa, i-am și spus atunci când a venit sora mea de la început, mi-a spus să mă îndepărtez de Elena, că Elena nu e bună să fiu prietena ei și eu atunci tot spuneam că nu, că Elena nu e așa, că vreau să o cunoașteți, eu sunt și totuși am stat lângă ea și am fost în preajma ei și nu am ținut cont de familia mea sau de susținător sau de anumite chestii, dar m-am îndepărtat în momentul în care ea m-a respins și mă durea și acum chiar din această cauză am vrut să vorbesc cu ea pentru că tot o auzeam că ea e singură, că a fost singură, că nu a avut prieteni. Și asta mă durea, că totuși am fost acolo când am simțit că are nevoie de mine, cum și vreau să vă întreb, când ați purtat voi discuția asta? Da, luni. A, sau... când ai fost la internet? Da. Când ați fost la internet? Alaltăieri. Marți? Alaltăieri. Marți e după luni. Marți, tu... Miercuri. Miercuri. Miercuri este după luni. Miercuri tu deja nu mai erai în relație cu Marian. Elena. Am vrut să vorbesc și cu Elena pentru că seara, în timp ce o stăteam în pat, ea era la mame în dormitor și a avut o discuție cu mamele despre prietenie. Că Fara a avut o prietenă și atunci când ea îi spunea că nu vrea să o vadă, ea era acolo. Și simțeam ca și cum că el dă în prietenia dintre noi două, că eu nu am fost lângă ea și da, asta mă durea. Dar eu vreau să întreb altceva pe Elena. Dacă ei doi erau un cuplu acum, Cristiana și Marian, tu îi mai spune toate aceste lucruri Cristianei? Da. Pentru că m-am zis, poate de Dumnezeu și plec mâine și nu vreau să rămân. Dar nu i-ai mai spus până acum? De exemplu, nu, i-ai mai spus până acum că de mult te-a rănit nominalizarea lui Marian? Atunci, în ziua aia, am spus. I-ai spus? Da. I-am zis că nu mă așteptam. Ți-a fost? Nu ți-am spus că nu sunt protejată și că nu. Și tu ai spus că oricum mă pui. Că... Ai spus, în fine, nu mai contează. Am spus miercuri pentru că am zis că poate de Dumnezeu și mâine plec. Și am zis săptămâna asta vreau să mă liniștesc așa cu toată lumea și să cer scuze dacă dar am ai simțit că Marian v-a îndepărtat pe voi două? Nu. Una de alta? Nu neapărat că ne-a îndepărtat, dar... Pentru că eu țin minte când zicea Marian Cristiane, las-o mai ușor cu Elena. A spus așa, că... Marian acest lucru atunci când am fost în platou și eu și Elena și când am avut noi discuția aceea amândouă și ea nu păi, spunea așa, că am lăsat-o. De asta zic, și... acum dacă mai erați în cuplu voi doi, mai avea Elena această discuție cu tine, Cristiana? Tu ce crezi, dacă... Marian? Nu o mai avea? Eu zic că o mai avea, că oricum vreau eu să vorbesc cu ea, dacă nu spunea ceva. Nu avea nicio legătură Marian cu discuția mea cu Cristiana, că nu-i punea Marian un căluș în gură să nu vorbească cu mine. Am spus că vorbeam cu ea oricum, pentru că am zis săptămâna asta poate plec și vreau să mă liniștesc, pentru că afară când ies de aici, cât a fost și cum a fost aici, dacă ne-am apropiat de la început, o să fim până la final. Marian nu crede. De ce Marian? Nu crede Marian. Nu știu, nu cred. Nu văd să-i fi spus asta. Nu-i spunea dacă trebuia erați... să o facă mai demult. De ce? Și acum de ce crezi că a făcut-o? Nu știu. Că nu mai ești tu în pericol? Eu știu ce are ea în cap. Dar văd că pe tine nu te-a convins Elena de bunele ei intenții sau de sinceritatea ei? Nu mă interesează. Hai să